sunt insecte. Ei sunt ectoparaziți, asta înseamnă că parazitează, da, suprafețele corpului mamiferelor, de cele mai multe ori, sau a păsărilor, foarte rar a reptilelor și, foarte important, modul lor de hrănire este hematofag, da? Ele se hrănesc cu sânge. Ce e foarte interesant este că sunt în jur de peste 800 de specii de căpușă în toată lumea, care sunt foarte frumos așa ele clasificate în trei familii. În România sunt vreo 27 de specii. E, și de aici derivă ideea, dacă ne-am lămurit în cam ce sunt căpușele astea, unde le place să stea și când își fac simțită prezent. Păi, iubesc tot ce înseamnă ideea de vegetație. Da? Și aici vorbim de pajiști, cu preponderență pajiștile din prejurul pădurilor, de locuri cu vegetație înaltă. Și aici intră ideea de cât de bine se face toaletarea, inclusiv, nu știu, prin grădinile noastre. Și, bineînțeles, fiindcă ei sunt vectori, vorbim și de spații, în special amenajate animalelor de companie. Când apar ele, apar odată cu încălzirea, cumva din aprilie, iar dacă temperaturile sunt ridicate, iar acum cu încălzirea globală sunt, pot să ajungă până în noiembrie. Incidența maximă fiind undeva din mai până în iulie, citată. Ele, am înțeles că oricum mai mult de 48 de ore nu prea pot să stea, deși am avut în camera de gardă și om care a venit și spune că a stat 7 zile cu căpușa. Acum, nu știu ce să zic. Deci ați întâlnit asemenea situații. Cum recunoaștem o mușcătură de căpușă? Mușcătura de căpușă, în general, nu neproducând durere, nu prea îți dai seama. Cu excepția persoanelor care, dacă prezintă un teren alergic, se pot confrunta la o oră, două, cu o mușcătură de căpușă, cu niște leziuni inelare, care, ce e foarte important, că aici o să vedem de ce, leziunile astea inelare nu pot fi considerate erite migrator, a cărui importanță o să vedem ulterior, deoarece ele sunt strict de natură alergică. Și ce înseamnă? Înseamnă, pentru asta trebuie să aibă un diametru mai mic de 5 cm, să nu aibă tendință la extindere și să dispară, de să aibă evoluția autolimitantă în 1-2 zile. Unii mai descriu prurii sau senzație de mâncărime, alții senzație de arsură, dar ca atare, ne dăm seama că am avut contact cu o căpușă când o vedem că ea a rămas atașată de tegument. Primul lucru este, pe ideea de primul non-nocere, mai bine nu facem rău decât să facem ceva, este să ne prezentăm la o cameră de gardă, da? Într-un serviciu medical specializat. Nu încercăm prin metode mai mult sau mai puțin rudimentare, mai mult sau mai puțin tradiționale sau ingenioase, să îndepărtăm căpușa acasă sau unde am observat. Mergem într-un serviciu de chirurgie, unde chirurgii, în condiții corespunzătoare, vor îndepărta fragmentul, vor face dezinfecție, după care pacientul este îndrumat să meargă la camera de gardă boli infecțioase ca să, după o anamneză detaliată, să-i se explice care este conduita și ce trebuie să facă el. Și atunci medicul specialist de boli infecțioase îi va spune că trebuie să urmeze, conform protocolului național, profilaxie cu un medicament din casă, din gata tetraciclinelor, nu-i voi da numele, fiindcă nu vreau să încurajez automedicația și toată lumea să-i se pară că știe și să se ducă să-și-l ia. Asta dacă vorbim despre o persoană adultă sau de un copil de peste 8 ani, dacă nu, există și medicamente din clasa macrolidelor sau din clasa beta-lactaminelor care se dau ca profilaxie. Profilaxia înseamnă, și sunt mulți care o știu, înseamnă administrare în priză unică. Atât. Deci asta este atitudinea. Ce va mai fi încurajat omul să facă? Să-și urmărească locul în care a găsit căpușa timp de 7 până la 21, chiar 30 de zile. Și o să povestim pe urmă de ce. Deci, cel mai important lucru este nu încercăm să îndepărtăm în natură sau la domiciliu căpușa prin nicio metodă. Și aici pot să descriu, imaginația nu cunoaște limite, de la acetonă, vaselină, benzină, sursă de căldură, da? Bățul de chibrit. Da?
YouTube-ul este plin. Exact. Unii chiar, exact, cu filmulețe demonstrative. Deci nu, așa nu, nu acasă. Păi, fie nu îndepărtează total și atunci rămâne cu resturi, da, cu fragmente și, oricum, dacă le observă cel puțin, se va prezenta la camera de gardă, deci oricum nu este scutit. Și doi, ideea că riscul de diseminare și riscul de a contacta ulterior o boală transmisă de căpușă crește semnificativ. Fiindcă dacă îți rămâne fragment acolo al unei căpușe care este purtătoare de un microb, de un agent etiologic, da, tu nu vei observa și dacă veni la camera de gardă în timp util, ai scăzut riscul semnificativ, fiindcă în primele 24 de ore riscul scade spre zero, așa tu stai cu acel microorganism și îți crește riscul de a contacta o boală. Cu suprainfecția de rigoare. Ca să ne îmbolnăvim și să contactăm o boală de la un căpușă, trebuie să îndeplinească două condiții marșilate. 1. Timpul de expunere, adică timpul în care căpușa are contact cu tegumentul, să fie de minim 24 de ore, acum unii spun 46, 36, chiar CDC-ul până la 72 de ore. Și al doilea, ca acea căpușă să fie purtătoare, da? Fiindcă ea este vector, ea la rândul ei poartă microorganism, să fie purtătoare de vreun microorganism. În funcție de microorganismul cu care această căpușă este contaminată, atunci și în funcție de asta și în funcție de zonele, fiindcă după cum am spus în jur de peste 800 de specii, atunci și bolile sunt ca atare. La noi, că acum o să fie ideea bună, care sunt bolile. La noi în țară și pe buzele tuturor și în mintea tuturor, mai ales acum cu sezonul cald, este boala Lyme sau borelioza. Boala Lyme care? Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca a noastră căpușă să fie purtătoare de o spirochetă, numită Borrelia burgdorferi. Și asta este primul aspect și al doilea aspect, cum am zis, să avem un contact între căpușă și tegument de minim 24 de ore. Tot ce depășește 24 de ore crește riscul. De aici ideea, veniți la camera de gardă, ideal în primele 24 de ore, dacă ați observat. Dacă nu este niciun pericol și până la 48-72 de ore, tot atitudinea de profilaxie este și nimic mai mult. A preveni e mai bine decât a vindeca și prima tendință este evitați pajiște, evitați locuri cu vegetație cumva excesivă, numai că suntem oameni și doi, unii chiar sunt împătimiți de drumeții și de stat în aer liber și mai ales acum nu să știm cum evoluează contextul pandemic, dar poate vreți să mergem cu cortul și asta este. Și atunci e foarte important, în primul rând, să nu le lipsească, dacă vrem să facem o drumeție sau, nu știu, o excursie, să nu le lipsească din trusa noastră, din bagajul nostru de vacanță și sunt, slavă Domnului, multe produse care sunt destinate, atât produse pentru piele, cât și produse pentru vestimentație, da? Pe urmă, foarte important este echipamentul. Dacă tot vrei tu să te plimbi și să fii mai aproape de natură, nu te plimbi în pantaloni scurți, eventual cât mai scurți cu putință ca să plimbi și un bronz, îți iei pantaloni lungi, îți iei cămăși cu mânecă lungă și îți iei vestimentație de preferat deschisă la culoare, tocmai pentru a vedea dacă vreo eventuală mușchițetă sau căpușă are așa tendința să intre un pic în comuniune și comunicare cu tine. Un alt aspect este când ne întoarcem, da? Deci am fost noi în excursie, ar fi de preferat să verificăm idei de bagaje, da? Să nu fi adus vreun musafir cu noi. Pe urmă, chiar dacă stăm noi în natură, ideal ar fi ca un duș pe zi să-l facem, tocmai pentru că dacă vedem o căpușă, chiar dacă am stat cu ea mai puțin de 24 de ore, atunci prin duș reușim și o îndepărtăm. Și deloc de neglijat, atenția pe care o dăm animalului de companie. Unu, dar nu-l lăsa nici pe el să meargă prin
spații dintre astea cu vegetație cel puțin netoaletată și doi, să îl protejăm și pe el, fiindcă există, slavă Domnului, prin intermediul medicului veterinar, destule mijloace prin care îl putem proteja. Fiindcă, na, și la el, și el la rândul lui poate suferi boli și doi, poate să fie cumva sursa prin care noi ne infectăm. Toată lumea și întrebarea care este pe buzele tuturor este cu ce tratăm, dacă dăm antibiotic sau nu dăm antibiotic. La fel cum am zis în cazul profilaxiei, în funcție de, și aici vorbim în ceea ce privește boala Lyme cu precădere în cazul primului stadiu, vorbim de aceleași clase de medicamente, numai că transformăm acea profilaxie în tratament, ceea ce înseamnă o durată mai mare de administrare. Asta cu ideea de tetracicline, am zis de beta-lactamine și de macrolid. În ceea ce privește encefalita, tratamentul mai mult este suportiv și uneori se pretează, cel puțin în primele ore care sunt, sau în primele zile care sunt critice, se pretează chiar admisie în terapie intensivă. Tratamentul este suportiv și de mare bază este ideea de antiinflamator. Deci cam asta e. Ce e de reținut este că nu toată lumea face aceste boli și că, deși se creează la un moment dat o isterie, numărul de cazuri nu este atât de mare și pentru că lumea totuși se prezintă la camera de gardă și cu acea profilaxie, deși sunt doar două comprimate, sunt extrem de utile dacă sunt luate la timpul potrivit. 90% dintre ei veneau deja cu fragmentul extras în condiții corespunzătoare de la camera de gardă chirurgie și la noi veneau doar pentru administrarea de profilaxie și dăscălirea, ca să zic așa, de monitorizare ulterioară. În ultima perioadă, în ultima săptămână, un pic mai dese, dar nu, momentan nu aș spune că există o explozie așa în multe de cazuri, poate că nici vremea nu ne ajută foarte tare, dar cumva e momentul oportun pentru a face un refresh și a aduce aminte oamenilor cât de importantă e profilaxia și prezentarea la camera de gardă.